E o întâmplare foarte fericită că fac această dată. Pe de parte, pentru că Blender merita, bineînțeles, o asemenea biografie, deci de fapt nu o biografie, chiar dacă titlul apare cuvântul viață, și e o reciclire a literaturii lui Blender făcută la un nivel și cu un instrumentate care nu mai doresc în domestul ea. Deci, de parte, Blender merita din plinitatea asta. Pe de alta, el doza că tot mai doresc în domestul e cel care o face. Domnul Ionescu este în literatura noastră de astăzi, alături parte de Simona Sora, cel mai raician dintre toți scripticii noștri. Sigur, care citește literatura, cred că alături parte de Simona Sora, poate un document de viață în care e încăpat din cultura locului care a scris-o, căutând totdeauna literatura, omul de dincolo de carte, omul de dincolo de suprafața de celulor, și reconstruindu-l cu o iubire pătimașă și geloasă și pasională pentru literatura, așa cum a făcut Rai cu tot ce a scris. Literatura lui Doris Ivanescu nu e altă literatura în primul. Eu l-am cunoscut pe Doris când am mamă de studenți, când el scria poezie, și o poezie foarte autentică, așa înseamnă expresionismul german, foarte intensă și contorsionată, pe care a abandonat poezia, s-a apucat de critică, însă în tot ce face el în scrisul critic, este această, el aproșează literatura de un artist, de fapt. Chiar dacă instrumentalul lui critic e foarte serios. Ediția Blender pe care a făcut-o, nu aceasta, ci ediția de la așa numita serie Pleiad românească, făcută de Eugen Simon, de toate cele 210 ediții critice, am primit să spun doar din unii sunt cea mai bună. Nu spun doar eu, spun de toată lumea bună din pierdă românească, e din altceva cum vorbesc acolo, e tot un exemplu de dragoste benedictină și pasională și hiperprofesionistă cu literatură. E foarte greu să scrie o carte despre Blender, despre omul Blender. Pentru că Blender s-a extras monomaniacal din literatura lui și a extras cât a putut mai monomaniacal toate roadele biografice proprii. A scris împotriva biografiei lui, cu foarte nimerit, spune Doris Ionescu. Blender, deși sigur că trece în pagina scrisă o cantitate foarte mare din biografiile lui, a încercat să scrie împotriva vieții proprii, împotriva biografiei proprii, împotriva bolii, împotriva tuturor datelor imediate ale existenței lui, care puteau transforma scrisul într-o enormă melodramă, într-o enormă transcriere a unui destin rupt, părtănit, vulnerat, un destin călcat în picioare de propria viață. Și atunci Blender e de fapt o enormă absență din centrul literaturii. E un continuu m-am decupat de autor, cu bună știință, construind o biografie fantasmatică, o biografie alternativă, o biografie care păstrând cumva cadramentul general al biografiei proprii, de fapt, o traduce fantasmatic, așa cum va face peste multe decenii în cea cărtăresc, care are în comun cu Blender și lucrul ăsta. Iar Doris s-a trebuit să reconstruiască cu Miguel această enormă figură umană absentă din literatura lui Blender, dar prezentă acolo doar ca, cum să spun eu, cu o construcție contrafactuală. Și Doris Ionescu a reconstruit, asta e o mare performanță, a făcut dintr-o absență un om viu. Spunea Marie Eva Ionescu în prezentarea lui că Doris nu construiește cum se construiește pe statul. Așa este. Construiește și reconstruiește un om, ceea ce e mult mai greu decât a construit sau a reconstruit statul. E o performanță și o fac, știți cum o facem? Mi-am dus aminte când am citit cartea asta și în prima variantă și acum. Mi-am dus aminte cu textul lui Lucian Recu despre Bacovia. Un alt om cu existență vulnerată, înătănită, distrusă și care de asemenea se distrage cumva din literatura lui Dumnezeu scopul cu senzația că e acolo, de fapt, încântul exercițiul ăsta de magie literară. Și așa cum Raicu spune despre Bacovia că e un învingător, fără să o spună, și Doris demonstrează de fapt că reușind să construiască toată literatura asta profund umană, cu datele propriei umanități, dar extrăgându-se paradoxal din ea, Blender e de fapt un mare învingător. Ce a reușit e și mare literatură și o mare privanșă asupra propriului destinului.
dintr-o absență de destin a construit un destin. Cam asta spune la regulă. Dintr-o absență de biografie a construit o mare biografie. Și e Sclevic a reușit și îl felicit cu toată admirația încă o dată. Și nu asta e Cosmin Ciobroș, să vorbească și să știu că vreau să reconstruie pe Cosmin. Și el a început ca un poet real. Și în scrisul lui de scrisă la cură există pasiunea asta pe care o poeții pe Cosmin și dragostea maniacală pentru literatură. Și dacă, atât mai le spun, dacă Doris vine din Raicu și continuatorul al Eugenia Raicu la absolut aceeași altitudine și cu aceeași date și cu aceeași rezultate admirabilă, Cosmin Ciobroș vine din Ion Vargă, de mare detectiv în Cosmin și în copilul de literatură, care s-a transformat din poet în detectiv.